Dezvăluire șocantă făcută de un medic oncolog despre Kate Middleton. Pe 22 martie 2024, prințesa de Wales a anunțat printr-un mesaj video că suferă de cancer. Diagnosticul l-a primit în urma unei intervenții abdominale pe care a avut-o în luna ianuarie. Soțul lui William nu a precizat de ce tip de cancer suferă, cu toate că s-au făcut numeroase speculații pe acest subiect. Recent, specialiștii au făcut unele precizări cu privire la tipul de cancer de care ar suferi aceasta. Un cunoscut medic oncolog a mărturisit că prințesa de Wales nu ar avea cancer ginecologic. Astfel, oncologul a sugerat că o parte din intestinul lui Kate ar fi fost îndepărtată. În acest caz, este recomandată chimioterapia preventivă în cazul unor eventuale metastaze. În realitate, aceasta s-a luptat cu o tumoră la colon.